Bună seara tuturor! Doina, să-ți activezi microfonul, te rog. Bună seara! Sunt Doina Geru, directoarea Casei Corpului Didactic din Galați și împreună cu partenerii de la proiectul Merito și profesorii contributori de astăzi, vă invităm la o dezbatere pe marginea rezultatelor examenelor de bacalaureat 2024. Întâlnirea din această seară continuă seria dezbaterilor pe care le-am inițiat pe marginea desfășurării examenelor naționale. Vă reamintim că, începând cu primăvara acestui an, am discutat despre simularea evaluării naționale, despre simularea bacalaureatului, au urmat soluții concrete pe care profesorii contributori participanți la dezbaterile noastre le-au propus pentru îmbunătățirea pregătirii elevilor în urma rezultatelor obținute la simulări. Și în urmă cu o săptămână am discutat despre rezultatele la evaluarea națională. Toate aceste discuții pot fi revăzute pe paginile de Facebook ale proiectului Merito și ale CCD Galați. Întâlnirea de astăzi este disponibilă gratuit profesorilor, directorilor, elevilor și părinților din toată țara, se desfășoară pe Zoom și este transmisă în direct pe Facebook, pe evenimentul dedicat și pe paginile Merito și ale Casei Corpului Didactic din Galați. Întâlnirea este înregistrată pentru a putea fi consultată ulterior de cei interesați, precum și în scopul preluării cu acuratețe a informațiilor distribuite ulterior. Dragi prieteni, după cum știți, vineri 12 iulie au fost publicate rezultatele finale după contestații ale examenului de bacalaureat 2024. Am invitat în această seară la dezbaterea noastră despre aceste rezultate și despre bacalaureat pe următorii colegi. Delea Humelnicu, profesoară de geografie și directoare a Liceului Teoretic Emil Racoviță din Galați. Bine ai venit, Delea, și mulțumesc pentru participare. Și eu mulțumesc. Laura Felea, profesoară de istorie la Liceul Tehnologic Henri Coandă și directoarea Palatului Copiilor din Tulcea. Laura, bine ai revenit la noi. Bine v-am regăsit. Tatiana Cauni, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic Emil Racoviță din Baia Mare. Bun venit, Tatiana! Mulțumesc, Doina, și să avem o seară plăcută! Așa sper că va fi. Cătălin Ciupală, profesor de matematică la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. Bine ai revenit, Cătălin! Salut, mâna! Bună seara, bine v-am găsit! Emil Munteanu, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național din Iași. Bine ai venit, Bună Emil! seara! Bună seara, bine v-am găsit! Sorin Haiduc, profesor de matematică și director al Colegiului Național Pedagogic Preparandia Dimitrie Tichingal din Arad. Bun venit din nou la noi, Sorin! Bună seara tuturor, bun găsit! Și Sorin Langu, profesor de istorie la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Bine ai venit, bine ai revenit și tu, Sorin, la dezbaterea noastră. De Română, bună seara, bine v-am regăsit. Dezbaterea este coorganizată de profesorii contributori sub umbrela Casei Corpului Didactic din Galați și a proiectului Merito. Pentru început, aș vrea să facem câteva observații și anume, unii dintre profesorii participanți la această dezbatere nu au fost evaluatori la bacalaureatul 2024. În schimb, aceștia au evaluat la simularea examenului de bacalaureat și sunt evaluatori de mulți ani la bacalaureat. De asemenea, este primul bacalaureat la care evaluarea s-a realizat în totalitate digital, ceea ce înseamnă că, pe scurt, lucrările au fost scanate și încărcate pe o platformă în prezența elevilor și de acolo distribuite în mod aleatoriu către evaluatorii care s-au înscris pentru această activitate. Pentru început aș vrea să facem o scurtă recapitulare a subiectelor de la examenul de bacalaureat și să discutăm despre tendințele remarcate în ultimii ani în ceea ce privește aceste subiecte și aș propune ca ordine prima să fie limba română pentru că este și primul examen de bacalaureat la această disciplină
Și aș vrea să îi dau cuvântul Tatianei pentru a face această scurtă prezentare. Tatiana? Da, mulțumesc. O să-mi partajez ecranul, că aș prefera un pic să am subiectul în față și în timp ce partajez ecranul o să specific că am corectat în evaluare 99 de lucrări și o să vorbesc un pic atunci când prezint acest subiect, ceea ce eu am întâlnit frecvent în cele 99 de lucrări. Structura o știe toată lumea, este aceeași ca la simulare, am mai discutat despre ea și aceeași de ani de zile. Primul subiect are 5 cerințe pe text. De data aceasta, primul subiect nu a mai avut așa o mare dificultate, adică cele două sinonime care s-au dat, mă rog, sinonimul și secvența, a fost oarecum mai ușor de explicat de către absolvenți. Poate un pic, undeva la împrejurare, acolo sensul nu s-a înțeles foarte bine de o mică parte dintre ei, dând sinonim, de exemplu, loc. Subiectul 2, adică cerința a doua, a fost destul de ușor. S-a găsit numele revistei în text, aproape cele 99 de lucrări. Cred că numai cine nu a fost foarte atent nu a găsit numele revistei. Apoi, la punctul 3 din subiectul 1A, aici punctele cele 4 sunt împărțite în două, adică primesc două puncte dacă precizează modul în care s-a comportat Tudor Arghezi și dacă justifică cu o secvență foarte bună. Au fost câteva lucrări, să zicem, în care secvența a fost foarte bună, dar au explicat de asemenea tot cu cuvinte din text în ghilimele, ci oarecum nu au utilizat informațiile și să dea un răspuns pe înțelesul lor. 4. Am observat că și la simulare și în acest examen de bacalaureat ridică un pic dificultate în ideea în care cele 4 puncte sunt defalcate, 2 pentru să dai motivul, și două, să explici motivul. Și majoritatea lucrărilor cumva au pierdut din 6 puncte, 2 puncte, pentru că tendința este doar să dea motivul, confundând oarecum acest motiv cu explicarea lui. Cinciul nu a avut așa o mare dificultate. În text a fost foarte ușor de găsit trăsătura, era timiditatea. Acum la al doilea, la B, aici avem un text argumentativ. De data aceasta, cerința nu a fost foarte dificilă, a fost înțeleasă. Ce am observat ca o tendință, nu mai mult de jumătate, dar oricum destul de multe lucrări, adolescenții au făcut confuzia între argument și exemplu. Adică tendința a fost în unele lucrări să piardă, adică au dat exemplu și nu argument și din start îi pierd argumentul cu dezvoltarea de argument, 4 puncte, mergând și pe al doilea argument, tot cu exemplu din experiență personală, pierd iarăși 4 puncte. Aici cred că exista sau eu foarte ușor să se, dacă nu ești atent la ceea ce scriu adolescenții, să ai acea diferență din start de 80 de sutimi. Doiul, didascaliile, cred că a fost pe placul absolvenților, nu foarte mare dificultate, se lucrează textul dramatic. Am observat oarecum confuzii între trăsăturile textului dramatic și didascaliile, lucrându-se destul de mult pe didascaliile care apar în paranteză. Unii dintre absolvenți au uitat și de acele didascalii pe care le avem la început sub actul 1. Subiectul 3, da, aici au existat foarte multe discuții, dacă a fost ușor, dacă a fost dificil, dacă trebuia doar slavici. Am citit și eu foarte multe păreri în mediul virtual. Acum, trebuie să spunem că novela face parte din programa școlară, deci era cumva se putea da novelă ca și orice alt text din programa școlară pentru bacalaureat, inclusiv poezie. Nu știu ce să spun, dacă a fost ușor sau greu. Dacă ne gândim că eu ce am prezentat aici este un subiect pe filieră teoretică și tehnologică, pentru o filieră tehnologică acest subiect 3 nu este neapărat foarte ușor, adică este undeva mediu, se poate obține și de către o notă de 7-8 și un copil, să zicem, bunicel la filieră tehnologică poate trece de 9. Poate fi cu un grad de dificultate mai ușor, de exemplu, pentru real, pentru filiera, de exemplu, matematică informatică sau pentru clasa de biologie foarte bună, să zicem, bilingv. Pe partea umană, într-adevăr, a fost modalități de construcție a personajului. Aici aș putea spune
că e un pic ușor. I-am corectat și lucrări de real, să zicem, și filă. Bănuiesc că am avut și filă tehnologică, fiind același subiect pentru real, nu pot să-mi dau seama, dar am avut și lucrări pe filieră umanistă. Și da, modalități de construcție a unui personaj, acest tip de subiect îl pregătesc și copiii de la real, și copiii de la tehnologic, și copiii de la uman. Ce nu pregătesc copiii de la real și de la tehnologic este relația dintre două personaje. Și atunci aici, da, putem spune că poate a fost un pic mai ușor, să zicem, fiind proză și modalități de construcție a unui personaj pe care în mod real sau în mod normal ar putea face și copiii de la real și tehnologic. Cam acestea au fost subiectele trecute în vedere, să zic, ca o părere, să zic așa, personală. Am avut note de toate tipurile, de la 5 la 10, am dat inclusiv 10 și am observat o tendință mai puține lucrări căzute decât, să zic, nu știu, anul trecut în evaluarea din 2023. Sau nu mai discutăm despre simulare, că la simulare nu prea am avut ce să corectăm la subiectul 3. Și despre corectat a fost în regulă, agrez acest tip de corectare, este în ritmul meu. Nu am întâmpinat dificultăți, mai ales că am trecut cumva, i-am corectat și în toamna anul trecut pe această platformă și la simulare și acum. O să-l las pe colegul meu de română să completeze. Mulțumesc, Tatiana. Emil completează ce spun subiectele, ce spun rezultatele copiilor la aceste subiecte, ce spun copiii despre bacalaureatul la română și ce spui tu despre el. Da, multe de spus. Știm cu toții, limba și literatura română este proba de care se tem cei mai mulți dintre ele. Și ne-am întrebat cu toții de ce limba și literatura română, în mod normal, ar trebui să fie proba de care să se apropie cel mai mult elevii noștri. Dar avem o explicație, pentru că se citește foarte puțin astăzi. Pentru că nu există o politică de stimulare a lecturii, pentru că având atât de puțină materie pentru bacalaureat, pentru cei care ne ascultă, doar 5 romane, dacă așa, cu pot fi puțin, să spunem, plus un text în plus la filologie, romanul de după 1980. Deci 5 romane, avem, nu știu, un bas, o novelă, două piese de teatru, deci comedia și teatru modern. Deci suntem și, bineînțeles, poezii. Deci, e o materie destul de ușoară din punctul meu de vedere, însă neavând acest exercițiu al lecturii și în special al scrierii, evident, examenul acesta devine foarte dificil pentru ei. Deci de aici cred că apare această problemă. Ideea aceea a comentariilor dictate, evident, este una anacronică. Dacă în ziua de astăzi un profesor mai dictează comentarii, ar trebui mâine să-și dea demisia, pentru că nu e un mare deserviciu pe care îl aduce literaturii, un mare deserviciu pe care îl aduce elevilor, în primul rând. Am avut elevi care au înțeles că literatura nu înseamnă doar aceste examene de bacalaureat, că literatura înseamnă un mod de a te apropia de tine, de a înțelege pe cel de lângă tine și, nu în ultimul rând, de a stabili relații cu cei foarte apropiați, dacă nu cu toți cei din jurul tău. Și dacă nu vom înțelege asta, e clar că examenul de bacalaureat nu ne va ajuta cu nimic. Ce cred eu despre aceste subiecte? Sunt subiecte previzibile, subiecte ușoare. Aici privesc acum, poate și din perspectiva profesorului la un colegiu teoretic, subiectul al treilea, care așa creează furori în rândul elevilor. E un subiect banal, puteau să aleagă, în afară de Moara cu noroc, ca tot aud că s-a dat Moara cu noroc, nu, s-a dat novela, și puteau să aleagă și alte opere, chiar dintre opere ale unor autori necanonici, nu știu, La Țigănci, de Mircea Eliade, novele de Ionuca Caragiale și alte opere, dar Alexandru Lăpușneanu, vestita novelă istorică, deci aveau de unde alege. Însă, pentru mine, cele mai interesante subiecte ar fi fost dacă poate evaluarea ar fi făcută într-un anumit fel sau
subiectul ar fi gândit altfel, ar fi fost subiectul 1B și 2. Adică ceea ce îmi spunea Tatiana, textul argumentativ, el ar fi fost interesant dacă, conform baremului, ar fi permis elevului să se plimbe și să problematizeze mai mult. Așa, dacă vă uitați pe barem, dacă el înțelege formula unui text argumentativ, obține destul de multe puncte, ceea ce nu este corect. Iar la subiectul al doilea, funcțiile didascaliei, parcă suntem în clasa 8-a. Adică aș fi preferat un text la prima vedere, nu știu, chiar și acele texte narrative în care să se stabilească sau să precizeze perspectiva narrativă, dar să problematizeze elevul în legătură cu relația între narator și personaje sau relația narator-cititor sau, bineînțeles, un text nou, de ce nu, un text din secolul 20 sau chiar 21, ar fi o poezie care să-i permită elevului să arate ceea ce știe. Dar vă dați seama că textul acesta, care este la prima vedere, are doar un singur punct. Deci 10 puncte. Vă dați seama cum gândește ministerul această apropiere a elevului de literatură. Nu are importanță foarte mult felul în care el poate să interpreteze la prima vedere. Important este cum poate să redea ceea ce cumva a interpretat cândva. Având în vedere că subiectul al treilea are 2 puncte, iar subiectul 1B are de asemenea, are 3 puncte, subiectul al treilea, iar subiectul 1B are 2 puncte din care doar pe formulă se pune accent, nu știu, cred că Tatiana îmi poate spune exact, cred că aproape jumătate din punctaj îl poate lua din înțelegând cum se construiește un text argumentativ, iar conținutul nu mai contează atât de mult. Am să revin după aceea cu alte completări ca să nu iau din spațiul alocat și celorlalte materii și voi mai răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumim frumos, Emil. Cum stăm la matematică? A doua probă și la fel, sau mă rog, proba de foc a bacalaureatului. Cătălin? Da, că acum câțiva timp era o probă de foc, acum nu mai este probă de foc. Majoritatea subiectelor pot fi făcute de către un elev bunicel de clasa 8-a. Deci un elev bun de clasa 8-a poate să-l ia nota 5 fără niciun fel de problemă la nivel de științe ale naturii sau chiar și la nivel de matematică informatică. Mă întrebai ce tendințe sunt și s-au remarcat în ultimii ani. O tendință de ușurare a subiectelor. Doar să vă dau un exemplu, dacă acum, hai să zicem, 10 ani, erau probleme de trigonometrie care țineau mai mult sau mai puțin de clasa a 9-a sau a 10-a, acum problemele de trigonometrie sunt de clasa a 6-a. Adică lucrurile s-au ușurat vizibil, se dă triunghi, dreptunghi, isoscel, ceva ce știe oricine. Practic nu se verifică nimic. Nu se verifică, mă uitam pe competențele pe care trebuie să le, care erau pentru programa de bacalaureat. Din analiza mea, competențe de nivel superior, 5-6, nu s-au atins aproape deloc. Subiectele, cel puțin jumătate, erau de nivel inferior, competențele. Mă uitam la rezultatele la matematică. Obicei era o probă mai dificilă prin faptul că matematica este mult mai exactă și nu prea există loc de interpretare. Majoritatea notelor au fost în jurul lui 8, ceea ce, după părerea mea, este confirmă ceea ce spuneam înainte, că sunt subiecte ușoare. Majoritatea notelor de la bacalaureat am observat, sau grupa cea mai mare de note, este între 9 și 9,50 pe medii generale, ceea ce iarăși mi se pare foarte ciudat, adică cei mai mulți elevi, de exemplu, din București, pe tranșe de note, au obținut între 9 și 9,50, la fel și în Brașov, m-am uitat acolo. E total neverosimil ca media la bacalaureat să fie pentru cei mai mulți elevi, încă o dată spun, între 9 și 9,50, mi se pare suspect.
Cu alte cuvinte, itemii de succes de care se vorbea în primăvară de la simulare au fost de succes. Alte cuvinte, copiii au beneficiat de lucrul acesta. Nu-i vina lor, este, după părerea mea, vina ministerului că face subiecte, după părerea mea, nerelevante. Și face ca materii de bacalaureat să fie nerelevante prin prisma a ceea ce se evaluează la finalul liceului. Cu alte cuvinte, tu evaluezi materia de liceu, dar jumătate evaluezi materie de gimnaziu. Nu cred că este în regulă, dar vom vedea ce va fi pe mai târziu. Am remarcat o îmbunătățire a baremului. Atunci știu că în iarnă am atras atenția asupra faptului că baremul, chiar dacă era corect, dar era oarecum ambigu. Acum s-a revăzut la BAC și baremul este mult mai clar. În special mă refeream la subiectul de analiză matematică. Nu știu, sper că am răspuns la întrebări. Sau la... Deocamdată ai răspuns, da. Să-l întrebăm pe Sorin Haiduc cum se vede de la el subiectul de matematică pentru celelalte profiluri. Eu aș analiza celelalte două categorii de subiecte, celelalte două tipuri de subiecte, respectiv la tehnologic și la pedagogic. Sunt întru totul de acord cu Cătălin, pentru că și la tehnologic și la pedagogic subiectele au fost extrem de previzibile, au fost accesibile, obținerea întâi de promovare nu comporta niciun fel de dificultate. Eu am corectat la bacalaureat, acum, în sesiunea în iulie, am corectat 77 de lucrări, cele mai multe la tehnologic, am corectat și la matematică informatică și la științe. Din lucrările de la tehnologic, dacă ar fi să discutăm despre subiecte și comparativ cu cele date la simulare, aș aprecia că subiectele au fost o nuanță mai simple acum, în această sesiune, dar repet, cel puțin la subiectul întâi, nici la profilul tehnologic, nici la pedagogic, subiectele nu au prezentat evaluare sau nu au evaluat competențele dobândite pe parcursul liceului. Cunoștințele dobândite în gimnaziu erau suficiente pentru rezolvarea subiectului 1. Și subiectul al doilea, și subiectul al treilea au fost relativ simple și așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, au prezentat oarecare provocări, punctele C de la cele patru probleme de la subiectele 2 și 3. La tehnologic, prin urmare, notele obținute de sau la lucrările pe care le-am corectat, cred că se încadrează în media națională. Am avut o notă de 10, 6 peste 9, 7 note sub 5, dintre care 2 între 2 note între 1 și 2. Asta înseamnă ceva. Sunt de 7 note sub 5 la aceste subiecte. Cred că asta înseamnă că acești copii fie nu s-au pregătit deloc, fie nu au avut la finalul clasei 8-a cunoștințele elementare ca să le permită să promoveze examenul de evaluare națională. La profil pedagogic, același lucru, subiectele previzibile în concordanță cu subiectele din anii anteriori. Subiectul al doilea, punctele 5 și 6 au comportat dificultăți pentru că presupuneau ceva mai mult decât aplicarea unor algoritmi simpli. Erau probleme care necesitau o gândire, o substituție și atunci copiii s-au pierdut oarecum și au avut un pic dificultăți. În rest, subiectele relativ simple, așa cum spunea și Cătălin. Mulțumesc, Sorin, și mulțumesc pentru precizările acestea. Haideți să vedem cum stăm la disciplina istorie, care este o disciplină, atât a doua disciplină obligatorie, cât și o disciplină la alegere, mult aleasă de Nu, nu, copii. nu, nu este Nu? la alegere. Nu, A, nu doar este la la. obligatorie pentru profilul filologie și științe sociale. Greșeala Sunt mea. vocațional. Sunt vocațional. Matematica celor care nu dau matematică atunci. Care sunt subiectele de la istorie, Sorin? Săruna din nou, bună seara din nou. Subiectele la istorie au fost în linia celor anilor precedenți.
nicio mutare semnificativă, totul previzibil, ba chiar de data asta vorba elevilor mei, chiar nimic să le pună vreo măcar puțin să le aducă o îndoială în gândire. Totul a fost foarte clar din punctul lor de vedere. Ca rezultate, eu am avut de corectat 101 lucrări, așa că am făcut și niște procentaje pe subiecte. Subiectul 1 la istorie înseamnă două texte la prima vedere. Textele sunt din Mihai Oproiu și din Ioan Pop, Ioan Aurel Pop. De la primele patru cerințe sunt efectiv pe baza textului. Nu trebuia să ai competențe de istorie, trebuia să ai competențe, cum am discutat noi și data trecută, efectiv de scris, citit, socotit. Și 46% din elevi, adică aproape jumătate, au obținut între 25 și 30 de puncte, maximul fiind 30 de puncte, adică procentaj foarte bun. Doar 23% au obținut între 10 și 20%. Evident, curba de 10 și 20 de puncte, curba lui Gauss nu este respectată deloc. Subiectul al doilea este în mare parte la fel ca și primul, în sensul că avem un text la prima vedere, apoi 5 cerințe pe baza textului și a șasea diferită, nu e pe baza textului. Aici defazajul este și mai mare, 71% dintre ele au obținut între 26 și 30 de puncte, la fel 30 de puncte fiind maximum. Foarte puțin, doar 12% au obținut între 0 și 20 de puncte. Subiectul 3, într-un fel sau altul, respectă normele evaluării, în sensul că este acel eseu de care am mai discutat. 16% dintre ei au între 26 și 30 de puncte și 9% dintre ei au între 1 și 5 puncte. Iar 18% au 0, adică nici nu au încercat să scrie ceva sau dacă au scris doar așa pentru a se afla puțin în treabă. E, aici, într-adevăr, putem vorbi de curba lui Gauss, care este respectată ca la orice evaluare, adică avem un vârf relativ echilibrat, avem marginile echilibrate și, bineînțeles, mijlocul care este cel mai solid. În concluzie, rezultatele au fost pe măsură, în sensul foarte multe note între 5 și 8, numai puțin de 60% dintre elevi au luat acele de note, foarte puțin sub 5, 9% și puține note peste 9,50, mai puține decât în anii anteriori, și mai puține decât mai puține note de 10. Dar remarcă, aceste rezultate și vorbim de rezultatele superioare nu se datorează dificultății subiectelor, se datorează corectării pe platformă. De fiecare dată, și asta am remarcat, în momentul în care se schimbă tipul de corectură sau mijlocul de corectură, se schimbă și rezultatele. Dacă mai țineți minte undeva acum vreo 10 ani, când s-a corectat, a început corectura încrucișată, la fel, notele au fost ceva mai mici în primii ani, după care au crescut. La fel, preconizez că se întâmple și de aici înainte. Momentan, anul acesta, avem note mai mici de 10 sau note mai mici peste 9,50 din această perspectivă, zic eu, față de anii anteriori la istorie. Cam asta ar fi subiectele, așadar previzibile, absolut nimic care să-i deranjeze. Puteai să iei exact ca și cum am zis și la simulare, nota 5,60 fără să știi istorie absolut deloc, pe competențe de clase primare gimnaziale, iar pe competențe de istorie modeste, poți să iei un 7,750 fără probleme majore. Mulțumesc Dacă mult, Sorin. Laura vrea să adauge ceva. Da, mulțumesc mult, Sorin. Laura, te rog. În completare față de ce a spus Sorin, cred că a uitat cumva sau omis, pe lângă clasele de uman, bacalaureatul la istorie mai este dat de elevii de la liceele vocaționale, asta însemnând clasele liceelor de arte, clasele de seminar, respectiv clasele liceelor cu profil sportiv. Și mă uitam pe câteva statistici, total de acord cu tot ceea ce a povestit Sorin.
Uitam pe câteva statistici că dacă la liceele cu profil teoretic, rezultatele la istorie, probabilitatea de fapt așa la istorie, ajunge pe filiera teoretică la 90%, la cele cu profil vocațional este la 80%. Și cred că aici este un subiect care ar putea fi atins. Despre Da, cum așezăm graduat. nu, problema este și de numărul de ore. Eu la Da. științe sociale am 3 ore de istorie la clasa a 12, pe când cei de Și la la filologie. seminar, la filologie 2 ore, pe când cei de la seminar au o singură oră pe săptămână sau de la sportiv, ceea ce e foarte puțin. Da, și cei de La la fel artă doar este. 2 ore. Da, iar dacă nu mă înșel, există profilul pedagog, un profil pedagogic de puiere cultură. Cred că aici Sorin ne poate spune mai bine. Sorin Haiduc ne poate Da, ajuta aici cu exact. informația. Dacă nu mă înșel, la o singură oră pe săptămână la clasa a 12, deși dau bac la istorie, dau examen de bacalaureat la istorie. Adică este o discrepanță majoră, într-adevăr, la istorie pe numărul de ore. Așa este. Da. Mulțumim frumos. Delia, am ajuns la geografie. Cum se vede geografia de la tine? Da. Aproape că trecem bacul cu toții, am ajuns la ultima probă, care de obicei este mai relaxantă în rândul elevilor, după ce trec focul de la limba română și, nu știu, cutremurul de la matematică. Aici așa ca un pahar de apă rece pe o zi fierbinte ca astăzi. Eu am încercat să mă uit un pic pe subiect altfel, nu am corectat pentru că am avut alt rol în acest bacalaureat și nu puteam să am dublu rol. Subiectul e format tot din 3 părți ca la celelalte discipline, însă eu am luat astăzi subiectul, am mai discutat și cu colega mea din școală care a fost la corectare ca să-mi dea din casă. Și am numărat efectiv toți temii de acolo, încercând să-i pun pe criterii și pe domenii, analiză, sinteză, cunoaștere și așa mai departe. Practic 64 de puncte, dar aici, incluzând și cele 10 puncte din oficiu, elevii i-ar fi putut atinge dacă reușeau să fixeze pe hartă 400 de denumiri la nivelul hărții Europei, hărții României și câteva noțiuni din 12 state, dintre care vecinii noștri și câteva state dragi nouă din Europa Vestică sau Sudică. Le-am numărat așa pentru că efectiv sunt toate țările, toate capitalele, 12 râuri care trec prin anumite capitale, toate județele țării cu o parte din cu reședințele de județ la care se mai adaugă alte câteva orașe mai mari, 34 de râuri, 22 de unități de relief, în mare sunt 400 de elemente. Dacă un elev fixează foarte bine pe hartă toate aceste elemente, practic e a 6.40 cu tot cu punctul din oficiu. Nu înseamnă că elevii foarte buni, care tind către note maxime, nu greșesc aici. Din neatenție, din faptul că anumite fraze își schimbă forma de la jumătate după virgulă și atunci trebuie să fie o atenție mai mare. La evaluare mai apare o problemă, acea grilă. Trebuie copilul să treacă ABCD, dar el din nu știu, din neatenție, de la emoții. Uneori trece răspunsul de la B sau răspunsul de la C și am înțeles că au fost astfel de probleme la evaluare, în sensul că lucrurile s-au întors pentru că un profesor lua în calcul răspunsul, că de exemplu dacă, nu știu, Luxemburg a răspuns corect de la B și e scris de copil, deci adevărul geografic este pe bune acolo, dar nu a pus B mic, unul din profesori nu i-a dat. Ei, în momentul în care s-au întors lucrările, știți că acum în examenul de bacalaureat, dacă grila nu coincidea, lucrarea revenea la corector și atunci trebuiau să se uite aceiași corector să vadă, inclusiv platforma spunea că la 2C nu este același răspuns, pentru că dacă e același răspuns, nu poate fi răspuns multiplu. Și aici problemele astea apăreau și în momentul în care noi evaluam față în față, unii dădeam punctajul, altul nu, mergând pe ideea că dacă a scris, cum am zis eu, Luxemburg, în situația actuală, este adevărul geografic, nu neapărat că e B mic sau lipsește. Ei au două hărți pe care pot fi fixate aceste elemente. Hărțile au cam o cincime din elementele care se regăsesc în întrebări, dar 4-5 din elemente sunt distractori. Deci nu e o hartă în care au doar elementele pe care trebuie să le localizeze și atât. Pe lângă aceste 64 de puncte fixe, 34 sunt sub forma eseului nestructurat sau structurat, 12 puncte fiind comparații. Comparațiile nu sunt atât de grele și aici am
văzut așa în ultimii 7-8 ani o schimbare la această comparație, o comparație pe relieful României aducea uneori câteva detalii și trebuia să înveți foarte bine și foarte mult ca să poți să faci sigur față în timpul examenului și să iei toate cele 6 puncte. Acum merg pe comparații pe unități de relief care nu prea se aseamănă, muntele cu câmpia, și aici găsești clar asemănări și deosebiri mai clare. Eseul este structurat, au notă inclusiv criteriile pe care trebuie să le ia în calcul în momentul în care compară, dar trebuie să aducă și adevăruri geografice aici, de la altitudini, valori și așa mai departe, o comparație fiind pe climă la nivelul Europei și una pe relief. Și din cele 36 rămân 24, deci vedeți că merg spre 100, dintre care încă 16 puncte în ultima perioadă pleacă de la citirea unui grafic. Un grafic pe care noi l-am mai văzut ca profesori, directori, la evaluarea națională, de exemplu, la concursul de directori. E un grafic pe care copilul cu atenție, pe baza legendei, trebuie să răspundă la întrebări, uneori să citească efectiv, dar apoi să aducă și cauzalități. Ei, și aici să spunem că a fost poate partea mai dificilă în cadrul acestui examen, punctul C, la noi era tot C-ul, în care uneori, pentru a răspunde corect, el trebuia să aibă, să-și aducă aminte din ceea ce a studiat chiar și în clasa 10, chiar dacă se repetă în clasa 12. Noi când predăm un calup de factori, de acolo trebuie extras doar cel care se apropia cel mai mult de adevăr în momentul respectiv. Și aici am înțeles că au greșit foarte mulți dintre elevii care au pierdut din punctele de la 9 la 10, să spunem. Iar ultimele subiecte, acele E-uri, sunt sub forma nu neapărat a unui eseu nestructurat, dar a unor întrebări libere. Ce mi-a plăcut anul acesta la examenul de bacalaureat? Că au mers pe lucruri clare, în formarea deltei, un factor, adică lucruri geografice, pentru că acest copil termină după 35 de ore geografia Europei și României și trebuie să demonstreze că și-a atins niște competențe de a lucra cu harta, de a lucra cu grafice, pentru că noi lucrăm cu grafice, de a face conexiuni cu partea asta logico-matematică, puțină matematică nu strică. Mi-aduc aminte când dădeau densitatea populației, era o nebunie să împartă o suprafață, numărul de locuitori, care niciodată nu erau fixi, și la o suprafață care din nou avea foarte multe cifre și rotunjirea era cea mai mare problema mea ca profesor, să-l învăț pe copil să rotunjească, cumva să ghicească prin rotunjire cam spre cât s-ar tinde. Acum au scăderi, adunări, bilanț natural. Le-a mai creat un pic o problemă sau le-a ridicat puțin așa problemă faptul că le-a dat amplitudinea și amplitudinea, când e o valoare pozitivă și una negativă, lucrurile se schimbă, ei merg pe scăderi ca la matematică, plus cu minus și ce le dă, adică au fost și câteva schimbări. Adică undeva la 10 puncte din acest bacalaureat trebuia să înveți foarte multă materie, pentru că aceste 10 puncte pot fi dintr-o mare foarte largă, din un conținut foarte mare. Și eu fiind la un liceu la care copiii învață, dacă mie copiii îmi intră cu aproape 9, eu am mai făcut și un experiment, am zis că aveți tot 10 dacă veniți la toate orele de geografie și dați la BAC și haideți să vedem cât luați la BAC. Și să știți că au fost și medii de 9,40 și ceva, 9,71 la nivelul clasei, pentru că am dat lucrări, am pus 5, dar le-am zis, uite, vezi, aici e bine să revii pentru că tu ai nevoie de mine ca prieten într-a 12-a, nu neapărat ca profesor. Și dacă în momentul în care voi avea o clasă de-a 12-a, voi face același lucru. Dar ca să ajungă la 10, copilul trebuia să fie foarte atent, să parcurgă foarte multe conținuturi, să facă conexiuni inclusiv cu ceea ce a învățat într-a 9-a și a 10-a, luând în calcul că până la urmă noi nu avem decât o oră pe săptămână la liceu. Uneori la filologie avem și acea oră de aprofundare, adică în 35 de ore e o materie pe care trebuie să o structurezi foarte bine pentru examenul final. Acum, ca rezultat, eu am făcut doar statistica la nivelul liceului nostru. Noi suntem în competiție cu logica, nu e nimeni de logică acum. Jumătate din clasă, 13 elevi au ales geografia, media este undeva la 9,28, sunt 3 de 10, 2 de 9,95. Eu știu că aceste note de la această clasă, două note sub 8, sub 9, practic, sunt doar cu munca colegei mele împreună cu copiii, adică în spatele acestor note nu există meditație și spun așa cu sufletul deschis. Ca tendințe, nu sunt mai grele sau mai ușoare, sunt pe aceeași linie, așa cum s-a păstrat la foarte multe dintre discipline, însă, așa cum spun eu mereu, s-a schimbat generația. Pentru noi poate că sunt plictisitoare, dar copiii aceștia au ajuns pentru prima dată într-a 12-a și pentru ei
până la urmă sunt o noutate. E ultima probă, e proba care mai salvează medii până la urmă și nu se bazează, n-are în spate atâtea ore și cred că fac oarecum legătură și cu celelalte materii. Adică avem nevoie de ajutorul și altor profesori, cei de matematică, astfel încât copiii să se descurce. Și aici uneori chiar când avem, dar de ce facem asta? Dar ce noi suntem? Noi nu facem matematică acum. Adică apar chiar și astfel de discuții. Ce aș avea eu așa nu neapărat ca o remarcă, dar cred că ar veni în ajutor, în condițiile care la această ultimă probă, unde poate fi și biologia și sunt mai multe, foarte multe din întrebări sunt și grila. Adică eu am adunat în final doar 40 de puncte maxim sunt întrebări deschise și atunci diferența aia de punct între un evaluator și altul nu mai este acoperită. Nu poți să ai diferență de un punct când tu ai practic 40 de puncte în care poți să găsești diferențe și atunci dacă, și cu siguranță platforma poate fi îmbunătățită în acest sens, anumite grile sunt fixe și atunci diferențe de 30-40 de sutimi între doi corectori înseamnă trimiterea la alți doi corectori și atunci nota pe care o va vedea elevul pe lângă codul său acolo va fi cea foarte aproape de cât și-a apreciat el până la urmă contribuția în testul respectiv. Cam atât, cred, dacă să nu vorbim. Mulțumesc mult, Delia. Vreau să întreb dacă stăm și analizăm mediile cu care copiii au intrat la liceu în urmă cu 4 ani și mediile cu care copiii au ieșit din liceu anul acesta, la bacalaureat. Există sau nu există valoare adăugată pe care ar trebui să o ofere elevilor liceul, anii de liceu? Da, eu m-am jucat azi într-un Excel. Asta. Da, am luat, pentru că am intrat pe Bac Plus, dar acolo mediile de intrare în liceu de acum 4 ani sunt medii la care s-au adăugat și mediile multianuale, pentru că acum 4 ani, la admiterea în liceu, nu se lua în calcul doar un examen. Și dacă vrem să comparăm două examene, luăm două examene. Mai mult am găsit Excel-ul când am făcut clasele acum 4 ani și am încercat să pun în dreptul fiecărui copil ce notă are la BAC acum și ce notă a luat el, cu ce notă a intrat el în școala mea, doar ca evaluare națională. Creșterea este, mă bucur, doar de 0,5%, adică, stați că am mai multe cifre aici, deci media cu care s-a intrat în Racoviță în urmă cu 4 ani, deci această generație a fost de 8,57, stați să nu greșesc, da, iar acum ei au ca medie 8,62. Deci e o creștere, dar mai mult de atât, am început să număr mai mult, am observat că 63 de elevi au medii peste 9 la BAC, în timp ce la evaluarea națională am avut doar 16 elevi care au depășit media 9, deci o creștere de 4 ore a mediilor peste 9 la examenul final. Sub 8 sunt doar 10 elevi care au medii sub 8 la momentul actual. În cei 10 se regăsesc și 10 din cei 15 care au intrat în școala mea la evaluarea națională. Deci cei care au intrat cu medii sub 8 au avut și la bacalaureat medie mai mică. Admiterea a avut o altă valoare, dar v-am spus acolo s-a pus și aceasta. Am făcut și o comparație între uman și real. Creșterea este mai mare la uman, undeva la 20 de puncte, da? De la 8,78 bac, ei au intrat cu 8,58. 25 de elevi obținând mai mult decât au avut când au venit la noi, 7 mai puțin. La real sunt mai apropiați, adică au luat bacul cu 8,58 și au intrat cu 8,57, deci o creștere de 0,01, dar e creștere. Până la urmă, când te duci undeva în partea de sus, e greu să crești mult la medii. Dar asta rămâne așa în bucătăria mea internă, am luat și pe clase, pentru că mă interesează să văd la nivelul claselor și am luat și fiecare copil în parte până la urmă. Eu cunosc aproape întreaga generație, pentru că între a 10-a și a 11-a, ca director, eu fac geografia cu ei, pentru că mi-e mai ușor să-mi cunosc copiii astfel. Și când apar situații mai puțin plăcute sau chiar mai plăcute, văd altfel realitatea, pentru că nu o văd doar din ceea ce mi se spune, ci o văd din ceea ce observ eu în timpul orelor de geografie. Trei clase au peste și trei clase sunt sub. Și aici am încercat eu să scot niște factori. Ca factor intern, clar specializarea, clasele de uman au medii mult mai mari decât cele de real, dar și bacul la uman e mai ușurel decât bacul de la real. Iar la și încadrarea, numai că nu găsesc chiar o legătură foarte clară.
Am luat și factori externi și aici am regăsit copii care au scăzut foarte mult. Un copil chiar a pierdut 2 puncte între cele 2 examene, însă, să zicem, în familie au fost niște probleme. Am avut copii spitalizați mult timp și care au lipsit și iar s-a văzut că s-au dus în partea de jos a clasamentului. Copii care au părinți în străinătate, iar în vârful, da, în partea de sus a tabelului, cu notele cele mai mari și creștere cu 1,5 puncte, 2 puncte chiar, am găsit copii inconsecvenți pe care i-am regăsit de multe ori la premierea la olimpiade și concursuri, implicați în diverse lucruri. Deci, o consecvență, practic, te duce în vârful clasamentului. O învățare așa, azi da, mâine nu, sau de ce e important să învățăm că oricum nu ne trebuie ceea ce facem, că am avut și astfel de discuții cu ei, i-a dus mai în partea de jos a clasamentului. Dar nu sunt factori care să spun ar putea acoperi în întreg sau ar putea explica foarte mult situația. Oricum, e o portiță deschisă pe care o voi cerceta, că mai am eu acolo niște statistici, dar nu vreau să monopolizez. Mulțumesc, Delia, am Doina, înțeles. aș interveni puțin. Te N-aș rog, fi Emil, chiar te rog. de acord să m-am gândit puțin și să pun față în față media de admitere la liceu cu media bacalaureatului. Dacă media obținută la admiterea în liceu presupune de fapt sau este rezultatul unei concurențe, la bacalaureat nu mai există această concurență. Și vă dau un singur exemplu. Am avut anul trecut, nu, acum 2 ani, o clasă care dădea la medicină, în proporție de 90%. Clasa aceea nu era deloc interesată de bacalaureat. Da, am Absolut văzut deloc, și nu, aici. deci nu s-au pregătit deloc pentru bacalaureat, în timp ce fiecare elev care dă în clasa 8-a știe că intră într-o concurență acerbă. Și atunci trebuie să se pregătească. Și atunci nu cred că e atât de relevant să văd acea valoare adăugată de care vorbiți, de care vorbeam adineauri. Adică sunt mulți factori care intervin și nu cred că au neapărat legătură cu modul în care îi pregătesc eu, ca profesor, generic, evident, în cei 4 ani de zile. Dacă pentru ei bacalaureatul nu are nicio relevanță sau pentru ei bacalaureatul înseamnă doar au luat peste 9, cred că nici motivația de a obține acele note pe care le-au obținut în clasa 8-a nu mai este atât de mare. E un punct de vedere pe care Da, sigur. Și care clar are câteva, da, exemple și la mine în școală, în momentul în care medicina aduce un examen foarte greu și cu un număr foarte mare de candidați pe loc, clar, bacalaureatul cade pe locul 2 și atunci e și asta o problemă. Dacă îmi Sigur, dar permiteți, de aș interveni obicei, și eu. da, să vin, sigur. Aparent, există presupunerea că ceea ce comparăm nu are absolut nicio legătură. Emil avea dreptate. Așa pare că noi comparăm mere cu pere. Evident că dacă am compara în mod unilateral, să zicem, la nivelul unei clase sau a unui copil, normal că sunt lucruri total diferite. Interesant este să ne raportăm la nivel statistic, la nivel macro sau la nivel județean sau la nivel național, pentru că din aceste diferențe putem să tragem niște concluzii foarte interesante. Eu am făcut o comparație similară și mă bucur că datele mele coincid aproape întocmai cu cele pe care Delia ni le-a prezentat. Eu am avut 4 clase terminale, 2 de profil pedagogic și am comparat așa mediile la bacalaureat pe profile cu mediile la evaluare națională și mediile obținute la bacalaureat sesiunea iulie cu mediile de la simulare. Evident că aceste ultime două sunt mere cu mere. Și la profil pedagogic am avut 59 de copii. Media lor de admitere în liceu a fost, a tuturor celor 59, a fost 8,81. La bacalaureat ei au avut media 8,88, ceea ce înseamnă o creștere cu 7 sutimi. Dar față de simulare, unde media a fost de 7,42, creșterea a fost de 1 punct și 46 de sutimi, ceea ce este chiar semnificativ. La matematică informatică, o clasă cu 29 de copii, media de intrare a fost 9,37, la bacalaureat au luat media 9,32, deci o mică scădere de 0,05,
În schimb, față de simulare, unde media a fost 8,08, creșterea a fost de 1 punct și 24. Iar la filologie, o clasă cu 32 de copii, la evaluare media 8,91, la bacalaureat media 9 și 13, deci o creștere exact de 0,22 ca la liceul Deliei. În schimb, față de simulare, creșterea a fost foarte mare de 1,71 puncte. Eu am mai intenționat să fac o statistică la nivelul unui liceu tehnologic din Arad, care, mă rog, nu este cu o rată de probabilitate așa de mare. Din păcate, n-am reușit să obțin în timp util datele statistice, dar am să mă strădui ca în viitorul apropiat să fac și eu astfel de cercetare. Pentru că este, și revin, nu este același lucru să-ți intre copii cu 9,30 ca medie, să-i duci la 9,40 sau dacă-ți intră cu 3 la liceu, să-i duci la 5. Chiar performanța cred că este extraordinară dacă un profesor la un liceu tehnologic poate să obțină o asemenea creștere. Și cred că ar fi interesant ca la nivel național să se facă o astfel de statistică. Sau măcar la nivel județean. Mulțumim frumos pentru datele prezentate, Sorin. Într-adevăr, creșteri importante pentru toți, în special creșteri de la simulare la bacalaureat, lucru care înseamnă că simularea chiar are o importanță mare în ecuația examenului în sine. Vreau să vă întreb un lucru. Vorbim despre examenul de bacalaureat începând de la clasa 9. Ce facem cu elevii de liceu? Transformăm anii de liceu în an de pregătire pentru bacalaureat, pentru examen, sau construim un profil de absolvent în acești ani? Ce facem în 4 ani de liceu? Știu că Emil avea... Da, pot, Da. pot interveni. Eu sunt foarte dezamăgit de felul în care este gândit bacalaureatul și cu toții știm că bacalaureatul, vrem, nu vrem, sau. Adesea, asta, cred că asta e realitatea, reglează un anumit nivel de pregătire al elevului, de pregătirea elevului în liceu. Deci nu putem ignora acest aspect. Ei, în condițiile acestea, în care bacalaureatul înseamnă la limba și literatura română doar câteva opere, adică tu îl condamni pe elev, în cel mai bun caz, să citească 5 romane. Cum să-mi spuneți că suntem în situația în care profesorul trebuie să aibă acel talent de a-și apropia elevul, de a-l face să citească mai mult? Primim cu toții întrebarea, dar dacă nu folosește la bacalaureat, de ce să fac asta? Și atunci, clar că e o mare greșeală că bacalaureatul este gândit așa, pentru că el impune ceea ce spuneam adineauri, nivelul de lectură, pe de o parte. Pe de altă parte, mi se pare catastrofal să pregătești sau să te gândești încă din clasa a noua, vorbesc din perspectiva obiectului pe care îl predau eu, la felul în care arată bacalaureatul. Eu nu discut cu elevii mei despre bacalaureat decât în clasa a 12. Și în condițiile acestea, el rămâne cumva mai aproape de literatură. Nu rămân doar în acele opere care sunt obligatorii pentru bacalaureat, dar ca să poți face asta, trebuie să găsești mijloace, trebuie să educi, fie la întâlniri cu scriitori, fie să creezi niște cluburi, cenacuri, prin care el să înțeleagă de ce trebuie să citească. Răspunsul acela, ca să ne dezvoltăm vocabularul, e depășit. Nu are nicio relevanță. Nu citesc astăzi. Am văzut elevi de la muzică care au un vocabular foarte dezvoltat fără să citească o carte. Deci asta e. Deci nu, asta, nu pentru asta. Trebuie să le găsești motivație. Și atunci sunt cumva împotriva profesorilor care pregătesc acest bacalaureat din clasa noua. Ați văzut, Tatiana ne-a prezentat cum arată un subiect. Dacă îl pregătești pe elev în funcție de aceste subiecte, este clar că el nu va citi niciodată nimic. Sau după ce s-a terminat liceul, nu va mai pune mâna pe nicio carte de literatură. Eventual niște cărți motivaționale, pentru că sunt la modă. Dar ficțiunea, literatura, va fi foarte departe.
Ceea ce trebuie să facem noi, ca profesori de limba și literatura română, să le arătăm că aceste cărți, că această lume în care îi invităm, este lumea din care ei vin. Intrând în această lume ficțională, vor înțelege și lumea din care provin și lumea în care trebuie să se descurce. Și vom reuși, sunt convins, atâta timp cât nu vom avea în vedere bacalaureatul. Nu vom avea în vedere acele subiecte de bacalaureat decât în clasa a 12-a, când pregătim, cum o fac toți profesorii, subiectele propriu-zise. Aș interveni și eu aici, dacă se poate. Da, Într-o da. lume ideală, tot ce a zis Emil are valabilitate 100%. Așa este și eu cred exact ca și el. Ar trebui să ne concentrăm și ar trebui să facem ceea ce ar trebui să facem. Adică dacă mergem pe acel profil al adolescentului, al tânărului elev, să facem tot ce este acolo. Problema este că din toate părțile, presiunea se pune nu pe acest lucru, ci pe rezultate. Școala românească este școală ierarhizată. Peste tot sunt doar ierarhii. Primul lucru care se face în momentul în care apar rezultate la BAC este ierarhia liceelor de la BAC. Mi-aduc aminte, odată eram într-un oraș și discutam cu ministrul educației din Bavaria. La ei nu există așa ceva. Nu există ierarhii. Părintele nu trebuie să știe care școală are un rezultat mai bun. Elevul trebuie să aibă încredere în școală. Părintele trebuie să aibă încredere în școală. Dacă există o disfuncționalitate, o vede ministerul, ISJ-ul și ia măsuri. Bun, la noi totul este ierarhizat. Pe toată lumea interesează doar rezultatul de la BAC. Și acel rezultat trebuie să fie din ce în ce mai mare. De aceea sunt convins că și unii colegi de-ai noștri, hai să zicem, bazându-se pe această presiune, pornind la această presiune, pornesc cu pregătire din clasa 9 sau 10 sau 11. Presiunea părinților este foarte mare, pe majoritatea dintre ei interesează doar rezultatul de la bacalaureat. Pe foarte mulți elevi, exact cum ai zis și tu, mă pregătesc și eu ca și tine, elevi de la socio-umane, dau la medicină, clar că nu o să intereseze istoria sau limba și literatura română, la BAC, și tot așa. Da, Din și tu păcate, veneai, scuze, te te rog. rog. Nu, spuneam că schimbând cumva perspectiva sau adoptând un alt mod de a ne apropia, nu știu, de istorie sau de literatură, ca să vorbesc de ceea ce mă pricep, cred că și rezultatele la bacalaureat vor fi mai mari. Da, e Dar adevărat că luptăm cu părinții, luptăm cu această prejudecată că trebuie să facem subiecte de bac, dar dacă rezistăm acestei prejudecăți, eu cred că și noi, și elevii, și orele noastre vor avea de câștigat. Adică problema este a părinților, în primul rând, care ar putea să spună că de ce la clasa cutare se dictează comentarii, se fac subiecte de BAC, la clasa cealaltă se discută opere. Da? exact. Se întâmplă asta și cunosc, m-am mai spus, cum spuneam și adineauri, adică un profesor care dictează comentarii ar trebui să-și dea demisia a doua zi. Sau dacă un director ar ști cum profesor dictează comentarii acum, cred că ar trebui să ia niște măsuri, că tot îl avem aici pe Sorin. Ar trebui să ia imediat măsuri, pentru că este un atentat la modul de a gândi al unui elev. Adică, de fapt, renunțăm la ceea ce are elevul cel mai bun în el, adică acea bucurie de a problematiza, de a discuta. Ei bine, eu cred că rezultatele vin în momentul în care rezistăm acestei presiuni a părinților și chiar a elevilor, pentru că elevii pun această presiune din comoditate. Firesc. Categoric, așa este. Confort personal. Da, ajungem la discuția de acum 2 zile, de ieri, pardon. Practic ar însemna să ne întoarcem, dacă merge pe chestiunea asta, la bacul interbelic. Ne aducem aminte de Iliade, când intra la examen și erau 7 profesori examinatori. Ei, nu cred că așa ceva mai vrea cineva acum. Nici elevi, nici profesori, nici minister, nici părinți, nimeni nu știu dacă mai vrea așa ceva. Dacă îmi permite, Doina, doar un picuț aș vrea să Te rog, completez. Tatiana, sigur. Da, profilul liceului meu este un pic diferit. Eu tot spun că fac parte dintr-un liceu mozaic. Eu nu predau la filologie, ci am un profil real și tehnologic.
Și apropo de tot ce s-a vorbit până acum, despre rezultatele la bacalaureat, despre presiunea bacalaureatului, despre profilul adolescentului, despre. M-am uitat și eu pe statisticile pe care le avem și la tehnologic rata de promovabilitate la nivel de țară este de 62%. Ceea ce înseamnă foarte puțin, având în vedere că undeva teoreticul are la 90%, 91%. Eu predau și la tehnologic și pregătesc copii și în examenul de bacalaureat pentru tehnologic și sunt adepta să nu mă ocup de tehnologic. Cine mă cunoaște știe, am și o trupă de teatru în școală, deci fac foarte, foarte multe lucruri ca să nu pun presiune pe examenul de bacalaureat, pe notele finale, pe asta ne trebuie, asta nu ne trebuie, dar de ce citim asta? Un pic s-au obișnuit în școală cu mine și nu mai există nici presiunea părinților. Dar totuși există acest profil tehnologic. Cu ore mai puține se întâmplă așa, ca la istorie și la română, de exemplu, sunt ore mai puține. Într-un liceu comun, de exemplu, la clasa 9, tehnologicul are doar 3 ore de română. Eu intru la real, la 4 ore, după aia mă duc la tehnologic 3 ore și am aceleași conținuturi, aceeași programă și dau același examen. Și bacul e la fel. După cum ați văzut, am citit tocmai acea structură și subiect. La matematică sunt un pic avantajați. Colegii mei au spus pentru că filiera tehnologică are un alt tip de profil față de real, de matematică informatică, de exemplu, sau științele naturii. În schimb, cu proba a treia, se schimbă foarte tare lucrurile. Dacă acești copii au șansa de a avea un profesor bun care să-i ajute să lucreze un pic și la ei, să recupereze mult, pentru că acești copii pe tehnologic de multe ori vin fără nota 5 în evaluare, și ajung să ia examenul la matematică, la română, foarte puțini dintre ei își aleg la proba a treia, fizică-chimie, ceea ce fac câte o oră, dar o oră nu este întotdeauna o oră, că asta a fost discuția noastră, ei având și practică în timpul anului școlar și atunci nu este chiar o oră rotunjită, ei aleg biologie. Ce înseamnă să alegi la profil tehnologic biologie la bacalaureat? Înseamnă că în a 11-a și a 12-a, în planul cadru, nu ai nicio oră de biologie. Și acești copii dau examenul de bacalaureat dintr-o biologie de clasa 9 și a 10. Și atunci, întrebarea mea este, de ce? De ce? Adică întrebarea tuturor. Eu am fost o dirigintă de clasa 12-a și în clasa mea din 28, 25 au dat biologie, dar au dat materie de a 11-a și a 12-a. Acești copii dau a 9-a și a 10-a. Au trecut printr-o simulare, unde rezultatele au fost ca și acum la nivel de țară, adică destul de slăbuțe. Mi s-au cerut planuri remediale, să facem consultații cu ei. Întrebarea noastră a fost cine? Că de cele mai multe ori, poate, sunt profesori care nu mai sunt care au lucrat cu ei în a 9-a și a 10-a. Poate au fost suplinitori. Și atunci, cred că e o întrebare retorică legat de profilul adolescentului. De ce rata de promovabilitate e așa de mică la profilul tehnologic? De ce discutăm în spațiu public sau discutăm foarte mult despre acest bac tehnologic? Ei au foarte multe module. Au câte o zi pe săptămână în care fac 6 ore cu un singur profesor pentru că e modul. Și știu lucrul acesta pentru că, repet, predau la clasă de turism la mine în școală. Deci nu e totul, nu ne rezumăm doar la a vedea cu ce medii intrăm, cu ce medii ieșim, ce facem, cum facem. Și copiii aceștia își doresc un bacalaureat ca să meargă undeva. Pentru că li s-a dat șansa să intre la liceu, pentru că, așa cum am discutat ieri și cum știm, dacă există locuri neocupate la liceu, într-un liceu unde există profil tehnologic, nu vor alege profesională, nici sistem dual, pentru că vor merge acolo. Au șansa de a face ceva mai mult. Și rămân cu întrebarea mea retorică, ce facem cu ceilalți 40% care, după această sesiune, nu au luat examenul și vor da în toamnă tot biologie? Eu Și aș repet, răspunde la întrebarea ta, chiar dacă e știu. retorică, Tatiana. Aș spune că 60 și cât ai spus, 60 și ceva la sută. 32% pe avem și noi, ai și tu, Da, Patrick. e foarte bine. Adică gândiți-vă că în Germania, țin minte, eram tânăr student și aveam un prieten în Germania care a stat acasă un an
înainte de a-și da bacalaureatul. Acum este mare medic în mine. Și spunea că nu, avem senzația că toată lumea trebuie să ia bacalaureatul. Asta e Da, prima dar toată aspect. Al lumea doilea, nu nu, vrea. 60 ceva la sută, eu cred că este în regulă. Deci e chiar un procent foarte bun pentru liceul tehnologic. Doi, subiectele care sunt acum, cel puțin la român, nu sunt pentru filiera teoretică, sunt pentru liceele tehnologice. Deci ei nu au nimic de pierdut. Deci cei de la teoretic ar trebui să dea un alt tip de subiect. Deci ei nu Tot m-am sunt zis câteodată. dezavantajați din punctul ăsta de vedere. Deci Nu, doar nu, probabil iar e ideea aici. aceea că toată lumea trebuie să ia bacalaureatul, evident, te ține de alegeri, știți, politică, pentru că e un soi cum ești cu olimpiadele. Deci tot timpul și cu notele de 10. De ce sunt aduse în prim plan? Nu? Ca să arătăm că avem un liceu extraordinar. Bun. Știm foarte bine că și excepția atrage. Adică pe un jurnalist îl interesează elevul cu 10. Nu interesează elevul cu 9-80. Dar, repet, procentul acesta este un procent foarte bun și nu văd de ce ar trebui să ne gândim ce facem cu ceilalți 40. Vor da în anul următor. Poate nu trebuia să dea bacalaureat. Poate nu trebuia să intre în bacalaureat. La subiectele acestea. Sau să aibă o altă probă la alegere, la cea de-a treia probă, să aibă șansa să dea un examen de bacalaureat tehnologic din profilul pe care l-au și din multele module pe care le fac în cei 4 ani. Pentru că Revenim da. la bacul diferențiat, pe Exact. care l-am discutat și eu. Asta e. Dacă îmi Bacul permiteți, și mie, diferențiat. da, Te rog, Sorin. aș vrea să vă pun următoarea problemă, nu-i de matematică. Ce ar trebui să însemne succesul școlar, de fapt? Cred că succesul școlar ar trebui să însemne formarea personalității copilului, o cultură generală solidă, educarea caracterului său. Și asta ar trebui să însemne. Ce înseamnă în ziua de astăzi succesul școlar? Și vă provoc să găsiți alte răspunsuri. Generalizând la nivel, succesul școlar înseamnă astăzi să obții note bune la examen. Asta este, de fapt, accepțiunea negativă pe care o avem în societate. Dacă ai luat o notă bună la evaluarea națională, ai avut succes, ai ajuns la liceul la care trebuia să ajungi. La finalul liceului, dacă ai luat notă bună la bacalaureat, ești declarat de succes. Dar succesul ar trebui să fie cu totul și cu totul altceva. Sunt perfect de acord. Da. Așa e. Mulțumesc. Mulțumesc mult tuturor. Tatiana a întrebat ce facem cu cei care nu, 40% care nu au luat bacul de la liceele tehnologice. Eu aș vrea să vă întreb și altceva. Văzând statistica, din cohorta care a intrat în clasa 1 în anul 2011, în anul școlar 2011-2012, Excelent, care a asta fost este de bani. 206.055 de elevi, au absolvit clasa a 8-a în anul școlar 2018-2019, 174.473. Aflați în clasa a 12-a, în anul 2022-2023, vorbim de un an în urmă, au fost 115.879 și promovați la bacalaureatul din 2023 96.211. Deci, din 206.000 de elevi care au intrat în clasa 1 cu 12 ani în urmă, anul trecut au promovat bacul 96.000 de copii. Unde se regăsesc cei care părăsesc sistemul până la clasa a 8-a? Unde se regăsesc cei care părăsesc sistemul dintre a 8-a între a 12-a? Unde se regăsesc cei care părăsesc sistemul după clasele primare? Până la urmă, cei care nu iau bacul, ăștia 40% de la tehnologic, parcă mă întorc și îi privesc ca pe niște învingători. Pentru că ei au și șansa bacalaureatului din toamnă, care începe acum. Unde sunt copiii ăștia? Dacă avem invitați care sunt în Zoom și care vor să intervină, îi așteptăm cu drag. Sau cine vrea să răspundă? Nu știu, aș încerca eu nu doar un răspuns, ci Te doar să rog, spun Cătălin, sigur. că, după părerea mea, este un procent absolut îngrijorător.
lucru care ne va afecta economic pe termen lung. Este, după părerea mea, o problemă pe care noi, ca societate, guvernanți sau cine, decidenții, trebuie să o iau foarte, foarte în serios, pentru că, de fapt, aici înseamnă un eșec al societății pentru acești copii. Ei sunt copii, de fapt. Au fost copii din clasa pregătitoare sau din clasa întâia, dacă cred că la anul e primul an cu clasa pregătitoare. De fapt, cred că sunt aproape 40% din generație, 40 și ceva la sută, care iau bacul. Deci noi nu vorbim de 82% care iau bacul, ci de 40% care iau bacul. Noi vorbim de situația în care, și dacă vă uitați pe statistica Ministerului, am găsit-o pe site-ul edu.ro, toate raportările se fac la copiii care au intrat în BAC. După părerea mea, vedeți, este un fel de ascundere a realității, pentru că, de fapt, statistica ar trebui făcută la copiii care au 18-19 ani și care au intrat în clasa 1 atunci. Deci, după părerea mea, este o situație absolut îngrijorătoare și ne va afecta pe termen lung puternic, pentru că noi vom pierde mult mai mult economic decât ne imaginăm, pentru că acești oameni nu vor aduce plus valoare în tehnologie, ci vor avea alte filiere. Bun. Totodată mă uitam, apropo de lucrul acesta, ce am remarcat, că singura dată în care noi am corectat online, se puteau face statistici la nivel ministerial pe fiecare item. Singura dată în care am făcut statisticile pe item și cred că a fost s-a retras rapid, pentru că s-au putut face corelații la nivel național foarte bune de către oameni independenți. Eu, de exemplu, nu am acces la statistici pe item. Iarăși aici este o problemă pe care, după părerea mea, noi ca societate ar trebui să o rezolvăm. Pur și simplu să fim deschiși, pentru că o atragere a atenției într-un mod deschis, onest, poate rezolva problema. E o problemă, e o tragedie, nu am o soluție, nu, chiar nu văd o soluție aici. Există și soluțiile, după părerea mea, trebuie să fie începând cu 6 ani, 7 ani pentru copiii aceștia. Este o tragedie pentru ei. Deci, repet, nu este nimica. E păcat că noi discutăm statistic, dar individual este o tragedie pentru fiecare individ de tipul acesta. Da. Și vedem în ce va fi în viitor. Din păcate, sper să nu am dreptate. Mulțumesc mult, Cătălin. Apropo de ce spunea Cătălin, am eu datele pentru 2022, că a fost anul pe care l-am găsit. Procentul real, adică copii care au luat bacul în 2022, raportat la numărul de copii care s-au născut în 2004, este 39,2. Unde sunt copiii ăștia buni, care au luat bacul? Sunt aproape 40%, dar copii care au abandonat școala, poate n-au luat bacul, poate s-au dus, sunt mulți care au mai plecat, sunt mulți. Sunt unii care s-au dus la școala profesională, sunt alții care nu au promovat bacalaureatul până la urmă. Dar foarte mulți dintre ei nu se mai regăsesc în sistem, într-un sistem în care învățământul obligatoriu este de 12 clase. Da, Și, pe o parte. da. Da, ce zicea Liviu e real. Cam la fel se învârte și acum. Cred că procentul e un pic mai mare acum. Nu ne încântă 2-3% în plus, ci ne îngrijorează faptul că peste 50% nu. Unde îi găsim? Nu știu. Chiar nu știu. Cred că îi găsim în mediul rural, clar, apare o diferență foarte mare între ce se întâmplă în familiile din mediul rural, unde veniturile sunt mici. Și cu siguranță, dacă avem rude în mediul rural, toți au vecini care au foarte mulți copii și nu merg la școală. Eu pot să număr 21 în statul soacrei mele,
până în 18 ani. Nu or fi toți în această generație, dar sunt foarte mulți. Cred că nu avem nicio situație statistică foarte clară a celor care au plecat împreună cu părinții în străinătate, pentru că, de exemplu, dacă de la mine din școală un părinte își ia copilul în străinătate, nu apare un transfer asemănător cu cel pe care îl facem în momentul în care copilul pleacă la o unitate de învățământ din județul Galați sau din județul Arad. Acolo eu nu-i dau drumul decât când are loc, când are acceptul celelalte școli, însă în momentul în care copilul pleacă cu părinții în străinătate, el este scos din sistem fără să am vreun control, e suficientă cererea și spun că a plecat în Germania. Că a plecat în Germania sau nu, de multe ori a plecat, pentru că statistica Uniunii Europene spune că în țările din vest sunt 800 de mii de oameni care sunt în Marea Britanie, 1 milion în Spania, 1 milion în Italia. Ei au copii. Copiii, mulți dintre ei sunt și cu aceștia. Unii îi avem și aici. Cam, cred, undeva la 15-20% în școala mea au cel puțin un părinte în străinătate. Dar ei sunt acolo pentru că au fost ani în care aveam 3-4 audienți pe care îi înscriam înapoi și care aveau gimnaziu, primar sau chiar gimnazial, în școlile de aici. Uneori rămâneau cu un an în urmă, pentru că apare o diferență acolo și nu chiar fac față, mai ales dacă sunt pentru clasele care susțin evaluările finale și nu mai știu atât de bine limba română și le mai greu. Deci nu e o statistică, dar cred că sunt și acolo, dar cei mai mulți sunt în mediul rural, în familii defavorizate și aici cred că societatea trebuie să suporte o schimbare, bine, tot de sus, pentru că până la urmă, și știți și dumneavoastră, în momentul în care avem un copil bun, el e bun pentru că este motivat, atât de profesori buni, dar are în spate părinți la fel de buni. Când apare un dezechilibru între motivarea de la școală și mai puțin cea de la clasă, e foarte multă muncă și copilul poate eșua și când nu sunt deloc, atunci situațiile sunt mai neplăcute. Da, nu acoperă oricum cei 60% lipsă. Da, oricum, cred că și alte instituții ar trebui să ne dea răspunsurile astea, nu numai instituțiile școlare. Revenim la cei norocoși care sunt în liceu și despre care spuneam că sunt oarecum pregătiți în acești ani de liceu doar pentru examenul de bacalaureat și în special pentru examenul de bacalaureat și focusul profesorilor este doar pe examen, cel puțin în ultimii ani. Sunt alternative pentru părinți care vor altceva, vor și altceva de la pregătirea copiilor lor în anii de liceu? Prea puțin, mult prea puțin. Știu că Focalizarea este pe examen. da. Cea mai mare parte, de la liceul tehnologic până la Colegiul Național, focalizarea este pe examen. Pe lângă examenul de bacalaureat, focalizarea se duce în special pe limbi străine, engleză, pentru că Uniunea Europeană este o lume globalizată, poate unii vor să studieze peste hotare sau vor să muncească peste hotare și atunci o limbă străină este necesară. Și doi, pe pregătirea de facultate, dacă ești pe cazul, dacă dau vreo admitere sau dacă acolo, eu știu, au nevoie de anumite materii. Cam pe aceste lucruri se focalizează. Interesant este că și facultățile au renunțat, de exemplu, de a mai lua, majoritatea, nu toate, de a mai lua în calcul media din anii de studiu. Majoritatea insistă pe această media bacalaureatului. Asta ar trebui să fie un semnal de alarmă în legătură cu felul în care noi profesori evaluăm. Adică au fost momente în care, da, v-am dat credit, adică în media voastră contează pentru admiterea la facultate. Cred că ne-am bătut joc, poate, de această șansă, adică elevi care poate nu meritau o anumită notă, au fost evaluați fie generos, fie exigent, nu mai contează, și atunci și universitățile s-au repliat. Și au rămas doar să ia ca să aibă vedere doar criteriul acesta al bacalaureatului. Pe de altă parte, da, sunt de acord cu Sorin, nu știu ce alte șanse mai au elevii noștri, adică dacă noi vrem și în calitate de părinți ca ei să fie dezvoltați emoțional,
și mi-a explicat foarte frumos, adineauri ne dea o definiție a succesului, Sorin, da? Care nu corespunde cu ceea ce vrea sistemul acum. Succes înseamnă rezultate bacalaureat în viziunea sistemului și rezultate la olimpiadă, nu o dezvoltare emoțională, nu o disponibilitate pentru, nu știu, anumite spații culturale, nu pasiune. Succesul e totul, e cuantificat și cuantificabil, da? Poate de asta și această tendință pe care o văd eu cel puțin la Iași spre liceele private sau spre școlile private. Părinții au început să-și dea seama și cred că este la noi la Iași este prima dată, cel puțin la gimnaziu, când o școală privată are medii foarte mari, pe primul loc, cred, sau în fine are două medii de 10. De asemenea, la mediile de 10, tot am vorbit noi despre ele și tot sunt aduse în prim plan. Sunt trei medii de 10 la Iași, două sunt luate de licee private. Eu nu mi-amintesc ca în ultimii 10 ani să se fi întâmplat asta. Ceea ce înseamnă că această orientare a părinților, evident a elevilor spre liceele private, este acum evidentă și se cuantifică și în rezultate. Rezultatele la bacalaureat. Însă mă îndoiesc că un liceu privat gândește sau are filozofia aceasta doar a rezultatului. Pentru că părintele nu-și duce elevul la liceu privat dacă vrea doar rezultate la bacalaureat, presupun că este preocupat, dincolo de siguranță, de dezvoltare emoțională, preocupat și foarte mult de activitățile extrașcolare. Și atunci, vedeți, încetul, încetul se obțin și aceste note la bacalaureat, fără să te concentrezi numai pe bacalaureat, fără să te concentrezi numai pe rezultat. Poate asta e lecția pe care, să spunem că cele trei școli private din Iași mi-o oferă mie ca profesor astăzi. Mulțumesc frumos! Înainte, vreme, cu câțiva ani în urmă, liceele particulare de care tu aminteai, Emil, erau alternative pentru copii care nu intrau, nu aveau medie destul de bună ca să intre la liceele așa zise bune Nu, am să dau un exemplu. La liceul Varlam, eleva care a luat 10, a luat aceeași notă 10 la capacitate, este eleva soției mele, în clasa 8-a. Deci și a 8-a putea să meargă oriunde. Și a ales un liceu privat. Deci fără niciun... Deci a Adică nu mers este acolo o opțiune. ca alegere, a ales Da. să meargă la liceul respectiv, nu a trebuit, a fost nevoită pentru că n-ar fi intrat la alt liceu. E Exact. foarte interesant ceea ce spui, pentru că schimbă cu totul o paradigmă veche în care eram noi, apropo de liceele particulare. Da, Chiar. și ceea ce este interesant că e o școală generală care are o medie foarte mare și are două medii de 10. O școală generală care s-a format, deci cred că e a doua sau a treia generație de clasa 8-a care dă capacitate. Deci deja e o școală tânără care a reușit într-un timp scurt cu profesori foarte buni, au un profesor de matematică excepțional acolo, care au o școală care a reușit să aibă aceste rezultate foarte bune fără să facă rabat de la celelalte discipline. E o școală în care se învață chineză, se învață. E clar că nu doar rezultat, nu doar examenul de capacitate este în prim plan. Mulțumesc mult, Emil, pentru precizarea asta. Îmi aduc aminte de alte tipuri de bacalaureat, cum ar fi acel bacalaureat internațional, pe care sunt unele licee din țara noastră pe care îl oferă elevilor. Pentru aceasta au programe speciale, o pregătire specială, deci nu rămân doar la bacalaureatul românesc, așa cum este el acum. Nu se mulțumesc cu asta, ci oferă elevilor și și alternativă la acest bacalaureat. Cred că ne apropiem încet de finalul discuției noastre. Aș vrea să vă întreb dacă mai aveți precizări de făcut, dacă am uitat ceva, dacă unii dintre invitații din Zoom, dintre colegii din Zoom ar mai avea ceva de adăugat. Știu că n-am reușit să tratăm toate subiectele pe care ne le-am fi dorit. Nu rezolvăm noi problemele învățământului
preuniversitar în momentul acesta și ar mai fi fost foarte multe idei de spus. Dacă am uitat ceva sau dacă ar fi important să mai adăugăm ceva. Dacă Te asta-i voie, rog, Doina, Laura, chiar te rog. mulțumesc frumos. Mă gândeam acum, în timpul discuției purtate cu colegii, că ideal ar fi, și acum vorbim despre ce visăm, nu despre ce se întâmplă, ideal ar fi ca la cea de-a treia probă să se poată alege din mai multe discipline. Mă tot gândesc la copiii de la liceele vocaționale sau cei de la liceele tehnologice de care povestea și colega mea, Tatiana. Faptul că ei pot alege din foarte puține discipline. Fac o zi sau chiar două pe săptămână, fac practică pe anumite specialități, iar ei în continuare nu pot da o evaluare națională cu niște item bine standardizați pe ceea ce învață cel mai mult. Și cred că asta, de fapt, ar fi o nevoie. Așa cum eu mai văd ca o nevoie și discutând și cu alți colegi de aceeași specialitate, am văzut această nevoie, ca bacalaureatul la disciplina istorie, aici ca să vorbesc pe pătrățica mea, să fie cumva diferențiat pentru, așa cum povesteam mai devreme, clasele de uman versus clasele vocaționale. Aici aș vedea ca lucrurile care ar face diferența și ar și evalua în funcție de numărul de ore, de cât de mult se poate face cu copiii respectivi. Mi se pare și mie incorrect un copil de la un liceu de arte care face 10 ore pe săptămână pe o specializare să nu poată fi evaluat chiar dacă are la sfârșit acel atestat din acele discipline din care face atât de multe și este evaluat dintr-o disciplină de geografie, cum ar fi geografia sau logica, pe care a făcut-o în clasa nouă. Da, este o propunere bună pentru că tot discutam că vrem să aducem și propuneri de îmbunătățire, nu criticăm doar așa în van. Și de altfel nu criticăm, pur și simplu ne Constatăm. constatăm. Da. Nu știu de când, să completez puțin, Da, Delia, rog. nu știu de când va intra în vigoare legea noua educație, pentru că bacalaureatul este foarte interesant, așa-l văd eu, în articolul 102, acolo se vorbește de el și, într-adevăr, la profilul tehnologic, la filiera tehnologică, vor avea acea probă din disciplinele specifice. Deci se revine cumva la bacalaureatul de acum 15 ani cu mai multe probe, dar cu o gamă largă de discipline din care copilul, elevul poate alege și asta cred că va face mai ușor și munca oamenilor în clasa 12-a, când ei se focalizează clar spre bacalaureat și, Doamne ferește, să intre tu un alt profesor de o disciplină care nu-i de bac și să vrei ceva de la ei. Da? Te simți vinovat că vrei să mai creezi, eu știu, o competență de comunicare sau motivațională, să vorbești de carieră, pentru că ei sunt foarte prinși în ceea ce fac. Dacă bacalaureatul va fi aplicat după legea nouă, cred că aproape fiecare disciplină își găsește locul acolo în inima unui candidat, doi candidați, nu va fi nici presiune atât de mare doar pe cei de limba română, care sunt cei mai chinuiți, cei de matematică, care sunt cei mai iubiți. Și cred că va fi mai bine și pentru fiecare candidat să aleagă clar din ceea ce își dorește. Dar o așteptăm ca să fim optimiști, așa. Da, mulțumesc frumos, Delia. Sorin. Eu aș avea două propuneri. Cel puțin la matematică, marja de un punct mi se pare exagerat de mare între cei doi corectori. Nu știu la celelalte discipline, la care probabil corectarea este mai subiectivă, dar consider că cel puțin la matematică o marjă de jumătate de punct ar fi foarte, foarte potrivită. Cel puțin atunci când noi ne confruntam lucrările în calitate de corectori, mergeam până la maxim jumătate de punct și totul era în regulă. Prin urmare, cred că ar trebui să, ca Ministerul, să ia în considerare ideea ca marja de notare să fie de jumătate de punct și sunt convins că dacă diferența ar fi mai mare, să mai corecteze încă doi, să se elimine notele mai mari și să se verifice. Cred că ar scădea și numărul de contestații în mod semnificativ, pentru că la diferență sau la marjă de eroare de 0,5 lucrurile ar fi foarte clare. Iar cea de-a doua propunere este vorba de o chestiune logistică. Noi ne confruntăm la liceele pe care le conducem sau unde ne desfășurăm activitatea, în perioada de simulare, cu un handicap logistic, pentru că
Simularea se dă în același timp cu desfășurarea programului școlar. Eu, de exemplu, vreau să fac un lucru bun și orele le mut după masa. Este un compromis. Aș propune ca să se facă simulările fie în săptămână altfel, care să fie aceeași pentru toată țara. Nu cred că este o tragedie ca elevii de clasele a 12-a și a 8-a să-și desfășoare simulările într-o săptămână în care există colegi disponibili, în care nu există presiunea orelor, se pot corecta lucrurile. Cred că ar fi un lucru benefic și din punct de vedere organizatoric ne-ar ușura fantastic de mult. Da, Sigur. atât. Mulțumesc mult, Sorin. Pe finalul transmisiunii, dezbaterii noastre, O aș mică vrea să am. propunere, dacă se poate, Da, o Sorin, mică. sigur, sigur. Și dacă se poate, această simulare să nu mai fie chiar la sfârșit de februarie, ci să fie dusă ceva mai încolo. La început de, cel puțin la sfârșit de februarie, noi la istorie avem doar câteva lecții și am prefera ceva mai multă materie de analizat în virtutea examenului de bacalaureat. Și cred că la fel, cred că toată lumea ar prefera o simulare ceva puțin mai târziu, în sens, sau poate a doua simulare națională în mai. Dacă nu se poate la sfârșit de martie, ar fi excelent la sfârșit de martie, din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, Sorin. Spuneam că pe final de dezbatere aș vrea să amintesc că mâine este examenul, se desfășoară examenul național de titularizare, de ocupare a catedrelor vacante în învățământul preuniversitar. Și vestea cea bună, aș zice eu, este că anul acesta s-au înscris 37.500 de candidați pe un număr de 9.900 de locuri, adică este concurență și este concurență destul de mare, și că este cel mai mare număr de candidați din promoția curentă din ultimii 14 ani. Deci a devenit școala și postul de la școală, profesorii au devenit dintr-o dată atractiv. Deci un post în școală a devenit dintr-o dată atractiv. E un lucru care mi se pare bun și să sperăm că și calitatea lecțiilor va crește și rezultatele elevilor vor fi cu puțin măcar mai bune. Cu acestea fiind spuse, dacă mai aveți o ultimă remarcă de făcut, vă rog să o faceți. Dacă nu, vă mulțumesc frumos pentru că v-ați luat din timpul din vacanță, ați fost cu noi aici, ați exprimat puncte de vedere pertinente și mi-ar plăcea să cred că și altă dată veți fi alături de noi la dezbaterile acestea. Mulțumim. Îi mulțumesc frumos lui Cosmin și aș vrea să-i mulțumesc de două ori, pentru că data trecută la dezbaterea de la Evaluarea Națională am uitat să-i mulțumesc că a fost în spatele nostru și ne-a susținut Doina, din noi primul. mulțumim pentru context și organizare și motivare și faptul că, evident, ne strângem din nou în Cancelarea Națională aici împreună. Mulțumesc tuturor și să ne revedem cu bine, vacanță plăcută și să ne revedem cu bine la următoarea dezbatere pe care, în mod sigur, o vom organiza tot aici. Mulțumesc frumos! Mulțumim. Și Rămâne mulțumesc! vacanță curată. Și noi Mulțumim. mulțumim, Vedere. vacanță plăcută în continuare. Mulțumim și noi, succes colegilor mâine! Așa să fie! Să fie!